Un alt lucru pe care l-a spus Vladimir Putin azi și pe care aș vrea să-l analizăm privește economia Rusiei. Spunea Vladimir Putin că blitzkriegul economic pus la cale de Uniunea Europeană împotriva Rusiei nu a reușit. Economia e stabilă, am avut în ultimele zile tot felul de relatări despre rubla care s-a apreciat aproape miraculos, spuneau unele voci. Cât de reală este această situație? Aș vrea să îl întrebăm pe domnul Dragoș Cabat, analist economic, care e acum în direct cu noi pe Skype. Bună seara! Bună seara! Haideți să vorbiți-ne puțin despre această așa zisă performanță a rublei. S-a comentat foarte mult, s-a apreciat cursul. Este acest curs cu adevărat liber? Adică e real această situație cu care, iată, Vladimir Putin defilează în fața lumii și spune că încă rezistă economic Rusia? Nu este real. Rubla nu are acum și nu a avut nici în ultimii destul de mulți ani un curs liber de schimb. Desigur, rubla este ajutată foarte mult de exporturile importante de materii prime pe care le face Rusia și de aceea este o monedă susținută de aceste exporturi. Dar nici în acest moment și nici în trecut, rubla nu avea un curs liber față de dolar sau față de euro. Iar acum, cu atât mai puțin, în situația în care tranzacțiile în valute străine sunt interzise practic în Rusia, în momentul în care rușilor practic li s-au confiscat banii și operațiunile făcute în valute străine de băncile rusești, atât în țară sunt foarte limitate, iar în străinătate sunt lovite de embargouri pe care practic le-au făcut toate țările civilizate împotriva băncilor rusești. Iar și în acest context, desigur, cursul rublei față de dolar și față de euro nu poate să fie unul liber. Deci nici la începutul războiului, la începutul conflictului, atunci când rubla s-a depreciat puternic, acea depreciere nu a fost una care avea la baze economice, să spunem așa, pentru că nu se întâmplase ceva dramatic în economia Rusiei decât acest efort de război, care, sigur, orice război este costisitor. Deci atunci a fost un efect speculativ și un efect emoțional, dacă doriți, de depreciere foarte puternică a rublei. Rubla ar fi trebuit să se deprecieze undeva la 15-20%, pentru că economia Rusiei în anul acesta va fi mai slabă, deci creșterea economică va fi mai mică cu 15-20% decât în anul trecut. Dar mai mult de atât, nu avea de ce să se deprecieze rubla. La fel, în momentul acesta, nu are de ce să se aprecieze rubla, pentru că nu s-a terminat conflictul. Dimpotrivă, continuă un război care este foarte costisitor atât în vieți omenești cât și în efort de război, inclusiv pentru Rusia. Deci nu ar exista motive economice ca moneda Rusiei să se aprecieze. Se vorbește foarte mult și despre efectul acestor sancțiuni economice pe care Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie le-au impus treptat asupra Rusiei. Și aici părerile sunt împărțite. Sunt voci care spun că, de fapt, ele nu ar fi chiar atât de eficace pe cât se dorește și economia rusă poate funcționa în continuare. Sunt altele care spun că vor fi devastatoare. Care e situația, de fapt, și cât de mult se mai poate întinde economic Vladimir Putin în contextul acestor sancțiuni? Adevărul este undeva pe la mijloc. Sancțiunile sunt devastatoare pentru rusul obișnuit și în special pentru rusul cu venituri mici, în sensul că veniturile rușilor vor scădea în perioada următoare. În plus,
va fi o penurie de anumite produse, de produsele importate de Rusia, pentru că există aceste sancțiuni și multe dintre companiile străine și-au încheiat operațiile, și-au închis operațiunile în Rusia și s-au retras de acolo. Pe de altă parte însă, Rusia este o țară foarte mare și care are resurse minerale și resurse de gaze și petrol și de produse agricole importante. Și mai ales, Rusia este motor, sau mai bine zis, Rusia oferă combustibil motorului Europei, care este Germania. Deci, motorul Europei merge cu combustibil rusesc, din păcate. Și atunci, aceste sancțiuni, pe de o parte, nu sunt făcute cu maximă duritate, în special pentru că există încă o reticență la europeni și în special la nemți pentru aceste sancțiuni. Iar pe de altă parte, chiar dacă aceste sancțiuni ar fi chiar și mai dure decât sunt acum, o țară pe cum este Rusia, care câștigă câteva miliarde de dolari pe zi din exportul de gaze și de petrol, nu este pusă la pământ chiar atât de ușor. Să ne uităm că alte țări mult mai mici și mai sărace, Coreea de Nord este exemplul principal, dar și Cuba și, sigur, Venezuela, care are și ea petrol, Iranul, care are și el gaze naturale și petrol, supraviețuiesc și au supraviețuit unui embargo și sancțiunilor internaționale pentru o lungă perioadă de timp. Deci nu putem fi atât de optimiști încât să credem că Rusia va rămâne fără bani la nivel de stat. Dar da, rușii obișnuiți vor suferi din ce în ce mai puternic din cauza acestor sancțiuni și se va vedea aceasta în nivelul lor de trai. Din păcate însă există o foarte largă pătură de ruși care deja erau săraci după standardele europene și chiar după standardele românești, dacă doriți, și pentru care această răutățire a nivelului de trai nu va fi una chiar atât de importantă, deși se va simți, totuși ei sunt oarecum cum eram noi înainte de 89 sau în primii 10 ani de după căderea comunismului. Cam acela este nivelul de trai al rusului obișnuit din ziua de astăzi. Deci nu se simte chiar atât de tare faptul că unele produse de import nu vor mai fi disponibile pe piață în Rusia. Domnule Dragoș Cabat, mulțumesc mult pentru această intervenție.